În zilele noastre, mulți oameni își petrec majoritatea timpului online, deci este extrem de frustrant atunci când ai o conexiune slabă sau transfer de date limitat pe telefon. Dar foarte multă lume are acces la internet foarte rapid tot timpul. Astăzi vom vedea cine are cea mai mare viteză de internet din lume. În mod oficial, se pare că NASA ar avea cea mai mare viteză de transfer, aceasta fiind de 91 de giga pe secundă. Ca să înțelegeți mai bine, asta înseamnă de aproximativ 13.000 de ori mai mult decât are un utilizator obișnuit acasă. În 2014, NASA a făcut un experiment pentru a vedea cât de repede se poate transfera un fișier mare între două computere. Rezultatul a fost de 91 de giga pe secundă și a stabilit recordul mondial pentru cea mai mare viteză de transfer din lume. NASA are mai multe baze în America, iar testul a constat în trimiterea unui fișier din Maryland Denver, într-o fracțiune de secundă. Cei drept, viteza internetului de la NASA atunci când nu se fac teste de internet este de aproximativ 11 giga pe secundă, ceea ce oricum este mult mai rapid decât internetul folosit de populație, dar totuși doar o fracțiune din viteza cu care au stabilit recordul. Să vedem acum ce țară are cel mai bun Wi-Fi. Se pare că în Taiwan există cel mai rapid internet din lume, media fiind de 85 de mega pe secundă. Acesta este mult mai slab față de cel folosit de NASA, dar mult mai rapid în comparație cu majoritatea țărilor din lume. După Taiwan avem Singapore pe locul 2, urmat în ordine de insula britanică Jersey, Suedia, Danemarca, Japonia, Luxemburg, Olanda, Elveția și Norvegia. Acestea sunt primele 10 țări din lume. Într-un raport recent, cercetătorii au descoperit că 18 dintre primele 25 de țări cu cele mai mari viteze ale internetului sunt în Europa. Viteza media internetului la nivel mondial a crescut de la 9 Mbps în 2017 la 11 Mbps în 2019. În acest raport se arată că guvernul taivanez a investit mult în infrastructura digitală pentru a le oferi viteze de internet cât mai mari companiilor de acolo. Autorii au concluzionat că în Taiwan comerțul internațional online este în plină creștere și au menționat măsuri guvernamentale menite să construiască o economie Digitală. În caz că vă întrebați, România se află și ea în topul țărilor din Europa. În unele topuri chiar apare înaintea Suediei, dar ne fiind o informație pe care o putem verifica în momentul de față, vom rămâne la doar a menționa acest lucru. Hai să vedem cum stau și alte țări ale lumii. Din cauza restricțiilor, China este pe locul 161 în spatele Bangladeshului și urmată de Nicaragua. Pe ultimul loc se află Yemen cu o viteză de 300 de kilo pe secundă, ceea ce înseamnă mai puțin de o treime de mega și mai lent chiar decât internetul mobil 3G. Dar cum nu putem să ne mutăm toți în Taiwan, trebuie să vedem cine oferă cele mai rapide viteze de internet. Se pare că o companie suedeză numită Banhof oferă cel mai rapid internet clienților săi, viteza medie fiind de 10 giga la un cost lunar de aproximativ 50 de dolari. Prin comparație, viteza medie în Statele Unite este de doar 32 de mega, în timp ce viteza medie globală este de aproximativ 11 mega. Lucrurile s-au îmbunătățit mult față de vremea când se folosea internetul prin conexiunea telefonului fix, mai țineți minte? Dar există încă părți ale lumii unde accesul la internet este foarte limitat sau chiar inexistent. Dacă vrei cel mai rapid internet în Statele Unite, va trebui să te muți la New Jersey, unde viteza medie este de 52 de mega pe secundă. Chiar dacă nu este la fel de rapid ca în Taiwan, internetul din New Jersey este destul de rapid față de media din America. Al doilea stat american ca viteză este Maryland și are cam aceeași viteză cu Danemarca, țara aflată pe locul 2 în lume, din nou, depinde unde te uiți. Alte state din America care au viteze mari ale internetului sunt Virginia, Texas, Rhode Island și New York. După cum știți, în zilele noastre internetul nu mai este folosit doar pe computer, iar majoritatea utilizatorilor folosesc telefoanele mobile pentru a face cumpărături sau pentru socializare. Toți acești oameni ar invidia Corea de Sud care are cel mai bun internet mobil din lume. De asemenea, acoperirea 4G este cea mai bună, ceea ce face ca oamenii care trăiesc acolo să fie în permanență conectați. Dar și restul lumii se apropie rapid de ceea ce vedem în Corea de Sud, viteza internetului fiind în creștere în multe zone din lume, în timp ce mulți deja lucrează cu tehnologia 5G. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!